Bună ziua, guten tag! Și bine ați venit și la lecția cu numărul 11. În această lecție vom vorbi despre pronumele personal în cazul acuzativ. Și avem următoarele exemple pentru a vă da seama despre ce este vorba. La masculin avem der. Da, îl mănânc. Ja, ich esse in. Pe el. In. Ja is ich esse in. La feminin avem zi. Da o beau. Când ne referim la un substantiv feminin. Ja ich trinke zi. Zi pe ea. La neutru avem das. Da citesc. Ja ich lese es. Ich lese es. De exemplu, când avem das Buch. Cartea, care în germană este neutru. Das Buch. Vom spune, da, o citesc. Ja, ich lese es. Și la plural avem tot zi. Da, le cumpăr. Ja, ich kaufe zi. Le cumpăr pe ele sau pe ei. Încă o dată la acuzativ avem eu, ich, și la acuzativ va fi pe mine, mich. Tu, du, pe tine, dich. El, er, pe el, in. Ja, zi, pe ea, zi. Neutru, es, noi, vier, pe noi, uns voi, ir, la acuzativ vom avea pe voi, oi. Ei, ele, zi. Pe ei sau pe ele, la acuzativ, va fi tot zi. Și avem exemple următoare pentru a vă da seama despre ce este vorba. La masculin. Mănânci prăjitura. Ist du den kuchen. Daumenung. Ja, ich esse in. Ich esse in. Ben că Kuchen in German ist der Kuchen. Ja, der war deveni den. Den Kuchen. Ich du den Kuchen. Ja, ich esse ihn. Daumenung el. La feminin. vezi pisika. Siehst du die Katze? Da, o văd. Ja, ich sehe zi. Ja, ich sehe zi. O văd pe ea. Di cață, pe pisică. La neutru, citești data? List du das datum? Da, o citesc. Ja, ich lese es. Ja, ich lese es. La plural, cumperi ziarele? Kaufst du die Zeitungen? Da, le cumpăr. Ja, ich kaufe sie. Ja, ich kaufe sie. Da, le cumpăr pe ele. Ziarele, die Zeitungen. Die Suppe, supa. Feminin. Cine primește supa? Wer bekommt die Suppe? Eu o primesc ich bekomme sie. Eu o primesc pe ea, pe supă, di zupă. Ich bekomme sie. Der Kaffee, cafeaua. Atenție, în germană este masculină. Der. Beți cafeaua, trincând zi den cafe, fiind la acuzativ, der va deveni den, după cum am învățat în lecțiile anterioare. Trincând zi den cafe, nu, nu o beau. Nein, ich trinke ihn nicht. Nein, ich trinke ihn nicht. Vom spune in pe el, pentru că în germană, după cum spuneam, cafeaua este masculin. Der. Der profesor. Profesorul. Masculin. Îl cunoști pe profesor? Kennst du den profesor? Fiind la acuzativ, der devine den den profesor. Da, îl cunosc. Ja, ich kenne ihn. Da, îl cunosc pe el, in. Ja, ich kenne ihn. Sper că v-au fost de folos aceste informații. Ne vedem la lecția cu numărul 12. Tschüss!